Demolarea Hotelului Național aflat de ani buni în Păragina a devenit mărul discord dintre funcționarii primăriei Chișinău, după ce arhitectul șef a permis, prin semnătură, demontarea construcției. Viceprimarul Victor Chironda cere suspendarea acestuia din funcție, pentru că nu ar fi elaborat documentele de urbanism necesare. Arhitectul șef se apără și declară că emiterea autorizațiilor de desființare a unor astfel de obiective nu este un proces la discreția sa și nici a viceprimarului. Solicitată de TV8, Societatea pe Acțiuni Moldova, care deține clădirea, nu a venit deocamdată cu o reacție. Viceprimarul Capitalei, Victor Chironda, a precizat că este împotriva autorizației de demolare a clădirii, deoarece nu este clar ce urmează să fie construit în locul acesteia. Este important să știm ce va fi în loc, pentru că nu putem să o demolăm, după care zice să apară, nu știu, blocuri de locuit, de exemplu. De asta și trebuie să vedem care va fi impactul noii construcții asupra zonei respective. Vedeți că aici hotelul e gol, dar deja locuri de parcare nu sunt și tot e ambuteiat și e plin de probleme. Mai mult decât atât, în luna aprilie, viceprimarul a făcut un demers la CNA. Acesta cerea să fie cercetați angajații Direcției Arhitectură și Urbanism, care și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu. Eu nu am discutat cu Ilie Ceban pe acest subiect. Fiind în concediu, am întrebat dacă a fost semnată autorizația și nu am primit niciun răspuns. Nu exclud faptul că și dumnealui a fost indus în eroare, pentru că nu este obligația viceprimarului să cunoască toate aceste detalii, este obligația arhitectului șef și șefului Direcției Arhitectură. Ilie Ceban nu a fost de găsit la telefon, iar arhitectorul șef al Capitalei ne-a expediat un comentariu în scris, prin care se apără și justifică acțiunile. Emiterea autorizațiilor de construire, desființare nu este un proces discreționar al arhitectorului șef, dar nici al viceprimarului. Oricât de multe conferințe nu ar face și oricâte adresări la CNA nu ar înainta. Referitor la planul urbanistic general prezentat spre consultare, desigur că toate neconformitățile din proiect se vor înlătura. Astfel, nici nu va fi înaintat la CMC spre aprobare. Urmează proceduri de lucru cu acest document, inclusiv expertize, în caz de necesitate. Doar că asta se face în regim de lucru, nu în show-uri televizate, a declarat arhitectorul șef. Chironda susține însă că hotelul ar putea să fie demolat dacă nu intervine primarul general Ion Ceban. Am solicitat primarul general, deci l-am informat, am spus că există riscul ca și dumnealui să fie indus în eroare în acest proces și riscăm să generăm o problemă pentru oraș încă mai mare decât există la moment. Ieri edilul Capitalei, aflat într-o vizită în România, a venit cu o reacție într-un live pe pagina sa de Facebook și l-a acuzat pe Chironda de întârzieri la serviciu. Solicitată de TV8, Societatea pe Acțiuni Moldova Tur, care deține clădirea și care a solicitat în repetate rânduri de la primărie autorizație de demolare a Hotelului Național, ne-a cerut să expediem întrebările în format electronic. Deocamdată însă nu am primit un răspuns. După destrămarea Uniunii Sovietice, localul a început să fie lăsat de izbeliște. Inițial a rămas fără parcare, pe care a fost construit un bloc locativ în anii 2000. În acea perioadă, autoritățile discutau despre reconstrucția integrală a clădirii, lucru care a rămas doar la nivel de discuții. Când facem contemporan, s-ar putea de făcut și să fac o fațadă frumoasă. Super, poate, numai decât poate, din totul este ieșit din situații. Dacă se depune muncă, nu ar trebui, eu mă gândesc. Starea lui trebuie controlată. Dacă e bună starea, nu trebuie demolată. Asta e un lucru care istorie. Când aud de business, mă iertați, dați în minte cuvintele lui Karl Marx, orice care business începe din amăgeală. Și așa nu prea îmi place mie asta, mă iertați. Situația actuală a Republicii Moldova, se reflectă în această clădire. Deci ce trebuie să fie? Trebuie să fie dezbatere publică, eu cred că, la nivel de municipiu Chișinău, se organizează. Cetățenii. Construcția hotelului cu 17 etaje a început în 1974 și a fost finalizată în 1978. Pe atunci, oaspeții Capitalei se puteau bucura de ascensoare, frizerie, chioșcuri pentru suvenire, curățătorie chimică, birouri de bilete pentru avion și pentru călătoriile cu trenul, dar și de un restaurant, unicul din capitală, fiind considerat și o carte de vizită a orașului. De-a lungul anilor, însă, mândria Chișinăului, Hotelul Național s-a transformat într-o clădire pustie și a devenit casă pentru oamenii fără adăpost.